Bună seara, stimați spectatori, ca de obicei la Info Studio, ca de obicei cu informații interesante, cu oameni importanți în studio și cu lucruri care cu siguranță să vă strânească interesul. Astăzi îl avem alături de, noi pe domnul Ioan Costea. Bună seara, bine ați venit la Satul Mare, bine ați venit la noi în studio. Vă mulțumesc de găzduire, salut moții mei din Satul Mare. Așadar, da, domnul Costea v-a spus că este moț, dar mai mult decât atât este un foarte fin observator a evenimentelor istorice, chiar un istoric Aș putea spune, pentru că a scris foarte multe cărți despre ce s-a întâmplat în trecutul nostru, lucruri care cu siguranță ne interesează, mai ales că unele sunt inedite, unele sunt lucruri care n-au fost observate sau n-au fost semnalate așa cum ar fi trebuit. De aceea, astăzi, o să aveți ocazia să beneficiați, cum ar veni, de un soi de lecție de istorie foarte punctuală, pentru că

Pentru dumneavoastră, iată, domnul Costea a studiat foarte mult, a reușit să pună cap la cap evenimente, a cercetat foarte mult și a reușit astfel să ne scutească de foarte multă alergătură, să zic așa, pentru a stabili niște lucruri cu totul și cu totul interesante și, după cum am zis, și inedite. Și am să încep chiar cu această carte care se numește Arcașii lui Efraim, și unde pe copertă se află printre altele și acele movile de lângă Arad niște movile care, cu siguranță, foarte mulți dintre dumneavoastră care le-ați observat v-ați dat seama sau ați presupus că sunt oarecum artificiale, adică făcute de mâna omului, fără a ști exact cum au apărut și din ce cauza acele movile. Hai să începem cu acest subiect care mi se pare foarte interesant. Este vorba de movilele de steril din Vladimirescu, de lângă Arad, da? din județul Arad și să vedem după cercetările, nu puține pe care le-a făcut invitatul nostru, la ce concluzie a ajuns. Domnule Costea, sunt niște movile oarecum destul de simetrice, destul de, să spun așa, vizibil făcute de mâna omului, adică greu de crezut că natural puteau apare așa, Hai să încercăm să îi lămurim pe telespectatorii noștri care știu de ele sau cei care nu știu află acum și poate o să le vadă la un moment dat. Cum s-au format ele? Vă mulțumesc pentru că a subliniat caracterul artificial al acestor mobile. Este foarte important pentru mine, dar nu este suficient ca să demonstrez că aceste mobile au rezultat în urma spălării aurului, în urma procesului de spălare aurului. Aceste mobile sunt indiciu clar a unei civilizații care se extinde de la Atlantic până la lacul Balhaș, o civilizație din care noi facem parte, noi ca valahi, împreună cu celții și cu cumanii, deci vorbim de un neam celto-valaho-cuman, categoric înrudit, mult mai înrudit e mult, celții și valahii sunt mult mai înrudiți cu noi decât suntem noi cu latinii aceste movile de steril uh, sunt indiciu acestei civilizații pe care le găsim lângă Marea Baltică, sub forma unor movile mai mici făcute cu morile de vânt, sunt mii acolo, le găsim în Arad, între Arad și Ungaria, iarăși foarte multe movile la Peșca, 20-30 de astfel de movile de înălțimi mai mici, 2 metri, 1 metru, jumătate de metru, aplatizate în urma lucrărilor agricole foarte mult. După aceea le găsim sub forme mari, le găsim la Vladimirescu la 6-7 metri, dar le găsim la Șona, la Făgăraș, la înălțim de 15 metri în amonte. Atenție! Înălțimea o măsurăm din amonte, nu naval. Naval e mult mai mare înălțimea. În amonte nu depășește 15 metri, adică o înălțime abordabilă de om cu mijloacele pe care îi stau la îndemână. După aia le găsim pe Nipru, foarte multe movile, foarte mobil, multe movile le găsim după aceea dincolo de Marea Caspică. V-am spus, neamul cel Valahocuman a semănat cu aceste movile rezultate în urma spălării aurului. Ce se credea, vă puțin, domnule Costea, până acum? Sigur, lumea le observa aceste movile. Ce se specula? cum au apărut ele? Că precis că lumea, cel puțin lumea din zonă, își punea întrebări. Uh, nimeni nu a crezut că au căzut din cer și nici că au putut fi făcute de sus în jos, cum spun eu, că da. așa au fost făcute de sus în jos, adică pe principiul gravitațional, toată lumea s-a gândit că au fost făcute de jos în sus. Deci ca morminte cu mane, ca tumul celtici, ca Cun halmoc înseamnă în ungurește morminte cu mane. Deci în principiu cam morminte se credea. Cam că morminte sau uh, formațiuni ridicate pentru ca să fie observate. Deci tot artificialitate. Artificialitatea le-a fost recunoscută. Pentru că nu te poate lăsa forma lor da, aia aia să nu dai caracter artificial. Da. Dar de alt caracter decât cele de exploatare a aurului. Decât caracterul și exploatric. pe dumneavoastră, văzându-le, v-a măcinat cumva sau aveați o bănuială dinainte? Eu sunt din comuna Horea, Arada, zice, din zona moților, din țara moților, din județul Alba și deasupra casei mele sunt, este un iaz, iazul urieșilor care, dintr-o parte în alta, în partea din aval, sunt mobile rezultate în urma spălării aurului. Am confruntat aceste imagini reale din teren cu ceea ce a scris Samuel Kölöscheri Jr. într-o carte despre exploatarea aurului din 1717, în care apar exact aceste imagini cu movilele rezultate în urma spălării aului de-a lungul unor iazuri. E o gravură făcută în cupru din 1717 pe care însoțește această carte a lui Samuel Căleșeri Junior, în care ne explică culmea acestor lucruri. Trebuia să fie mai atenți și cercetătorii istorici și să găsească originea acestor movile, cu atât mai mult cu cât Pământul de sub ele este de altă natură decât pământul pe care se află. Pământul din ele este de altă natură decât pământul pe care se află. Pământul din ele este, de fapt, conține foarte mult nisip, de-aia de foarte multe ori găsiți ori o spirală, un drum potecat care ar putea să fie sigur, este urma unor culturi de viță de vie, sau plantații de peri, care sunt iarăși foarte să le convine pământul mai nisipos. După aceea, toponimele din jurul lor apar numele de urieși. Or, uriași, eu venind din țara moților, de pe Arieș, mi-a fost foarte ușor să-l găsesc, să-mi dau seama că nu e vorba de ființe mitologice, cum s-a crezut, E vorba de exploatatorii de, de, băieși. Ăștia sunt urieși, de fapt, din legendele și poveștile noastre. Știu că Lazar și a au spus că ar veni de la cazari, că sunt tătari și că reprezintă, de fapt, construcții sau opere făcute de oameni foarte mari sau copleșesc prin, prin mărimea lor și de aceea ne face să zicem că ar fi de urieși. Nu, urieșii sunt băieși, simplu, Uriaș să pentru că dacă îi zicem urieșului egal arieș și arieșului egal urieș, găsim imediat un silogism că urieșul este aur. Aur rezultat în urma, în urma acțiunilor de minerit. Iarăși ne lovim de o problemă foarte Ciudate, n-am înțeles-o la istoric, de-aia îmi pare bine că nu sunt istoric, nu sunt uh, nici literat și oarecum le-am putut vedea din afară și mă ocup de mai mult de trecut decât de istorie. <laughs> N-au înțeles acest, această dimensiune fabuloasă a exploatărilor aurifere specifice românilor. Chiar ungurii recunosc, în Paul Ledvai, Ungurii, cartea, scrie 80% din exploatările aurifere s-au făcut în Ungaria acum, mai altceva Ungaria, dar în Ungaria știm că nu e, vorba de Transilvania, că era Transilvania sub Ungaria atunci. Deci caracterul acestor exploatări, specific Valah, trebuie, trebuie, remarcat, trebuia să fie remarcat. Deci aici, sigur, trebuie să subliniem faptul că am fost, și sigur, nu e un secret, pentru că pe, tot cuprinsul țării există, țării noastre există aur, deci că acolo, în acea zonă, da, respectiv în țara moților, existau, existau aur și mai mult se și exploata. Da, categoric. E foarte interesant că moții, moții propriu-zis, cei de la sus, înspre uh, Beliș, înspre Bihor, uh, toți istoricii spun de ei că n-au exploatat aur, că s-au ocupat de altceva. Nimeni sau ce munți să trăiască din, an, din ferme animaliere, adică... Uh, patru luni de vară acolo. Restul iarnă. Se crește animale în iarnă, nu. Ei, ca o fac că acum, o fac, dar dațile, aurul, e, urmele, rezultate sunt opera lor. mai este o chestiune pe care, un indiciu cu care îi puteți identifica aceste, aceste exploatări aurifere. asocierea, capacitatea lor de asociere, specific Valahă, Celsic, romanii când s-au dus la Cels, au găsit un fel de asocieri în cop participațiune. Asta este foarte greu de făcut. Alexandru Șterca Șuluțiu spune în lucrările lui despre faptul că moții să știau asocia și nu înțelegea cum o făceau, pentru că îi descompunea fiecare participant în componente și după aceea le, 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 le în așa fel încât să-i dea cota parte de participațiune, că nu erau egali. În funcție de, ce, de aportul de capital pe care îl aducea în acea asociație îi se dădea o cotă parte. Deci, un fel de societate pe acțiuni, cum o, o, ar fi acum. Un fel de societate pe acțiuni, i îi zicea târședie, târșag, târsă. Târsele astea înseamnă. Unde găsiți târse, târsală, cu derivații de la chestia asta? Și aproape în fiecare comună din, din Criș găsim chestiunea asta. A, 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 Criș înseamnă, de fapt, aur în grecește. Deci nu uitați chestiunea, asta crește -se, în fiecare comune din, din Arad, cel puțin în Arad, fără să mai vorbesc de țara moților, apare câte o târsă. Târsă, târsa, târșale, târșale nu cuvântul pe care... De, derivații de la târsă. Asta înseamnă asociere. Acolo găsim locul în care s-a produs exploatarea aurului. Stânca aia a dispărut, au băgat-o în mori, în șteampuri, și a dat drumul pe acel vălău. Dacă mai întoarce să dată, v-aș frumos pe Verso ca să vadă imaginile acelea cu toate mobilele. Da, e, sigur, e, sunt aceste e, imagini, dar... E, Vreau să vă întreb, vreau să vă, da, aici avem reprezentarea și schematică a unei, a unei exploatări a, cum deci am cum mi -am se spăla. Deci practic se spăla acest aur, da. Da? da, și ce rămânea, adică, mă rog, acel pământ sterilul, sterilul se constituia în aceste movile, dar cât timp trebuia, adică au fost exploatări de lungă durată, pentru că să se creeze o asemenea mobilă... Cum e... sunt cele de la Șona sau cele 100 de mobile de la Sibiu. În Sibiu pe Olt sunt niște exploatări fabuloase. HD-ul le-a remarcat. Le-a remarcat pentru că a citit cu atenție perioada de ocupare a Habsburgilor în Oltenia, pe Olt, în 1000, cât au, fost, cât au ocupat austriecii Oltenia. Și spune de aceste exploatări aurifere de conținutul mare de aur rezultat de pe old. la, pe, la Șona, în Făgăraș sunt șase, șase sau șapte movile foarte mari, imense, dar lângă, la 100 de movile, lângă cum îi zice la localitate Nu mai știu Sunt 100 de movile Iar dincolo de Prut Iarăși este o localitate cu 100 de movile Deci movile imense De 10-15 metri în partea din amonte. Chiar movile se numește localitatea mobile, din... Da, 100 de movile tradusă, Dar ea e cu nume nemțez Nu știu, 100, 100 de movile Bun, și cam cât V-ați pus întrebarea cam... E foarte bună întrebarea noastră Pentru că ea anticipează vechimea unui neam. Da. Că îți dai seama că acele mobile n-au fost făcute de pe un an Nici în 100, nici în 200, nici în 1000, s-ar putea să fie 1000 și ceva de ani e, durata în care 2000 de ani în care s-au făcut aceste movile. Iar dacă ține seama de faptul că exploatarea lor s-a oprit cam odată cu conscripțiile austriece sau cu primele veni conscripții venite din Occident, eu am înspăimântat. Asta s-a produs la mine în comună, în Horea, spre exemplu. Găsesc aceste urme cam oprite, cam imediat pe vremea Revoluției lui Horea. Oamenii căutând, știți, e bancul ăla frumos cu puricile și păduchile, de zice, păduchile stă împlântat, puricile tot sare. Și zice, păduchile, o goite nu mai umblat, dacă umblând după tine, dă de mine. Așa au făcut și moții în momentul în care au căutat conscripțiile să treacă în registre, în butfare, ei au oprit și exploatările de aur și sunt pe traseul dintre mine, presupusa mine și locul iazului în care, unde trebuiau să aducă minereul, Găsești cantități imense, dealuri imense, oprite, lăsate acolo, abandonate. Sunt... Ei știau de unde să-l culeagă, deci exploatarea s-a făcut minieră, sub nicio formă cu șaitropul. S-au găsit și vestigi ale exploatărilor? Adică sau se bănuiește unde au fost? Uh... Nu am căutat după așa ceva ca să am libertatea să caut îndeplinirea peste tot. Să nu mă poată opri să zic că sub un motiv oarecare că am săpat sau am făcut nu știu ce. Pentru că mi-au fost suficiente indiciile, toponimele. Spre exemplu, în Horea, în dealul Fericetului, unde se zice că e Horea, sunt două locuri, zice Baia Mare și Baia Mică. Eu abia acum, doi ani jumate am aflat de el. Am scut Dumnezeu Baia Mare și Baia Mică. Asta înseamnă mine. Baia nu? înseamnă mine. Nu da. înseamnă altceva. Unde sunt astea? Păi aici. Erau lângă casa lui Horea. Ah, de -aia A, de-aia mi-a venit ori aici. Altă chestiune foarte interesantă. În unele locuri aceste exploatări au refer, ca să vorbim de confirmările pe care mi le cereți dumneavoastră. Un pic căutăcio, sunteți acum, că n-am de unde să vă dau confirmări decât tot. Nu, era o întrebare, nu, era o întrebare pe baza ce a spus dumneavoastră, nu că -e foarte bună nu erau de acolo, ci erau aduse. Da, sigur, sigur. De În permanență apare chestia asta sau uriești, sau... dar apar hărțile Iosefine. În unele situații, aceste exploatări nu erau terminate pe vremea Iosefine, când s-au făcut hărțile 1760 și apar ca gold washer. M-aș și gândit dacă washer gold, washer gold, da. dacă nu înseamnă cumva Heiurile noastre, nu sunt un indiciu da, cumva să... al acestor locuri. tip. noi am locuri. mai transformat da. cuvinte. Păi da, un străbunic de-al meu se cea pentru că uh, făcea gravuri în cupru. Da. Falsifica bani. Ăsta a făcut un strămoș de-al meu. Și a zis -a zis, să, să niște bani. Hai da, să fac. <gri> zis vine de la Kupferstein. ca am tot căutat de unde vine. Kupferstein românește Cofișter, Hohenzollern, Hoppenson sau alte denumiri de genul ăsta. De-aia aș reveni un pic la ușorhei ăsta când, când cineva să fie atent dacă oșorheele câte sunt prin țara noastră, nu cumva au fost loc de spălare a aurului. Aurul. Exact cum ne găsim pe hărțile Iosefine, unde pe locul ăla găsesc și mobilele de steril. Păi acum știți cum e, era muncă mai cinstită, acum unii spală bani direct. Atunci ai noștri strămoși să spălau aurul, era o, o, muncă mai cinstită. Bun, asta înseamnă că teoretic, dacă aceste au fost oprite pe vremea... Nu le-au oprit ei, oprirea s-a făcut indirect de teamă să nu, să nu găsească și asta, s-a oprit. Și culmea este că de ce nu se știe? Pentru că de decilegiuri moții se păzesc cel mai mult, adică copiii să nu știe, să nu știe copiii pentru că și în vremea partizanilor, în lupta partizană de acum, din coace, copiii erau cei care nu știau. Cei din familie, cei mai apropiați, erau cei care știau cel mai puțin. E o tactică moțească, Multe de, de a-și proteja familia și pe ei da. și da. da, proteja. da. Uh, și, deci, dacă s a oprit uh, oarecum, uh, cum spuneți, de la sine, probabil că mai există pe acolo. Asta pe, spun. Pe unde Eu asta fost. spun că cei 5 milioane de români care au plecat din țară tineri și ar putea aduce forța de muncă. Să înceapă exploatarea Măcar la aceste movile Pentru că Samuel Căileșerii Jr. spune Din movilele astea După 50 de ani După ce se produceau încă o cu alternanța asta, gerul scad de 60 de ani, începea o nouă exploatare. Și interesant, și aici vă spun celor interesați de chestia asta, să investiți în ele, pentru că vi le vor fura altfel un investitor străin, eu știu cine. Adică este șanse ca în aceste mobile, da, sigur că chiar da. dacă ele practic au fost considerate uh, Steril. Da. Există șanse să mai fie... Da, pentru că acea capacitate a lor de a extrage aurul până la ultimul gram era destul de redusă. Da, era... Se baza pe da, tehnologii primitive. De... Da. Și acum sigur pot... Și el spunea, Samuel Căuleșerii Junior, că după 40-50 de ani da. movila respectivă era trecută din nou printr-un proces de... Credeți-mă, chiar am citat treaba asta. Deci după 40... Dar o și îngrijeau. 40-50 de ani o acopereau, cu glie, spune Samuel Culeseri și după 40-50 de ani Deci o conservau cum ar veni? Da, și începeau din nou exploatarea Era normal să fărâmița mai tare în timpul ăsta și ceea ce mai și rămânea plus Și plus că evoluau un pic și tehnologia, că nu, altcumva în 40-50 de ani mai evoluează un pic. Vă dau un exemplu Rudăria. Rudă, rudă înseamnă de fapt, să acele chestiuni cu care se spărgea mo într-un mojar imens. Rudăria de la Caraș, de la eftimie Murgu. Am fost la cele mori, 50, 20 de mori sunt acolo, superbe, pe apă. Ele au fost folosite în șir pentru exploatarea aurului. De-aia zice rudărie, de acolo vine numele de rudărie. Și cei care au lucrat acolo, îi se spune ungureni, niște ungureni lucrau acolo. Deci, atenție, e atât de mult presărată pentru mine, pentru mine a fost uh, o încântare să găsesc miile astea de movile prin toată țara, să umblu, să găsesc la fiecare. Fiecare are tâl cu ei. În Arad găsești aproape nedezlipit moțul, prâul moțului. Când au de prâul moțului, știu sigur că a fost, a fost exploatarea auriferă. Și îl găsești, ori deviat prăul, e mutat, ori creat un prău. i-a dus de la izvorul ăla, e mutat pe alt loc. Și o creat un prău artificial ca să aducă, să, aducă apa la moară, să, la șteampurile, ca așa le zici. Stupele, zice în Moldova, acelor șteampuri, acelor măr, mor de măcinare. Cioace, le zice la morile de vânt, cioacă. Când au zis cioaca cu ștempi, cioaca, cioaca cu ștempi mai e clar, mai clar, e mai pe înțeles, dar acum cioaca minunilor, minunilor, îi zice la Bărzava, cioaca lui Ion, cioaca lui Pătru, cioaca lui Bolundeu, la Cugir. Astea sunt mor de vânt, cioace, pentru că e forma asta și ei șoca, da, nu moara. Da, da. Și mai împingeau un pic și cu mâna, sau ele, aveau, da, aveau nevoie de vânturi de câte vânturi, cât constant. Da, și uneori aveau inteligența aia că sunt foarte multe mori făcute cu uh, element din element și cu un cal care se învârtea roată pe acolo. Erau ca și cum la fânt, extragerea apei în bărăgan se făcea în felul ăsta. Da, da, da. Uh, aici, uh, iată un lucru interesant, uh, cum era vorba Poetului, că munții noștri îl poartă. Și cu siguranță poartă și în continuare, dar nu e singurul material cum am pus și în titlu, nu e singurul material prețios, să zic așa, sau rar, care hmm. s-a aflat pe teritoriul țării noastre sau în țara moților și aici e, să vorbim un pic și de uraniu. Uraniu este, însoțește aurul, moții se împart și în partea dinspre campaign as press domeniile de mijloc și de sus ale Zladnei, acolo se exploată minere recunoscute. Dar ele sunt recunoscute că și aici tot, tot minier, și în zona mea, în, în zona moților proprii s-a făcut tot exploatare minieră. Dar ele alte sunt mai cunoscute pentru că vorba lui Samuel Cuelles și eri Junior s-au făcut mine drepte, s-au făcut mine geometrice, s-au făcut după capacitatea occidentalului de a construi minele. Nu după înțelepciunea moțului de a exploata aur. Să faci galerii drepte, poți să le faci, dar să te duci cu galeria pe urma uh, vânei Chilo de aur, e altă da. chestie. Bun, acolo, în zona minieră, apar vâlvele. Vâlvele ce sunt de fapt? Manifestarea uraniului, emanometrie. Zice că naziștii au, au identificat resursele de uraniu din Biharia cu un avion care a rămas impresionat celula foto de la bază de Radiațiile de uraniu. Deci, ele se manifestă cumva, uraniu, și printr-o prezență mecanică, împinge cumva, să apar, apar acele emanații. Acele emanații care, sunt La vârbele. care sunt sensibile acestea, no, plec, da, plăci sau în alte situații apar chiar în forme impresionante, uneori zăpăcesc omul, cum a fost acea, acea cădere, accident aviatic. Al lui Iovan din Munții Apuseni, din Petreasa, din comuna mea. Eu asta zic că s-a întâmplat acolo pentru că chiar am mărturia unui profesor de istorie care a trecut pe acolo, în, prin acea zonă, cu altcineva noaptea pe la patru și au văzut mișcările acestea foarte interesante. Vă rog să nu le adăugați zâmbete de cunoscători suficiente, până ce nu studiem fenomenul. Astea sunt vâlvele care i-au impresionat, acele povești ale exploatatorilor din mină care sunt impresionați de acele vâlfe. Ele poartă, probabil, ca și la Petru Culianu, poartă în minereu încă o informație pe care nu suntem în stare să o descifrăm, cel puțin am descifrat-o. Până acum, Acestea da. sunt Acesta e uraniu. Uraniu aurul. Și atunci să înțelegem că s-a exploatat și uraniu din, acea, din acele zone. Întotdeauna s-a exploatat, că au știut, că n-au știut ce este, dar cu timpul știi, cu timpul știi ce se întâmplă. Când apar acele vâlve, știi că e ceva neregulă. Pentru că ele înspăimântă și întotdeauna spune stai la distanță, e ori blestem, ceva. Au transmis sub forma în care le-a transmis experiența, nu știința. Dar experiența e mai deprez decât știința. Și atât timp cât știi să o prețez, experiența e chiar mai deprez decât știința. Exploatările aurifer, exploatările uraniului în munții Biharia au fost făcute de naziști. Acum sunt cărțile lui Rainer Kalsch a lui Romersa, uh, scrie Hitler's Bomb, adică bomba lui Hitler, în care arată că uh, naziștii au avut bomba atomică. Chiar am citit acum din Albert Speer, uh, în Dacă care, a fost un apropiat al lui Hitler, ministru da. Ministru de armament, da, în care spune că s-a exploatat uraniu, îl foloseau chiar ca armă. Uh, Hitler s-a opus folosirii Uranului ca bombă atomică, cu toate că avea noțiunile de bază. Acum, ar fi un challenge pentru mine să mă ocup de chestiunea asta. De ce Stalin ne a păcălit pe american să scape de cele trei bombe? Știți, Stalin, foarte bine că cele trei bombe pe care le aveau americanii erau ca sticluțele din frigiderul pe care le au studioardezele. Una e de lichior, alta e de whisky, micuțe. Da. Când te-a pus să faci bombele, faci în. Mai ales ca american, le faci pe bandă rulante la fel. Toate trei sunt diferite, cele trei bombe. Niciuna nu e ca și cealaltă. Le-au luat, zice-se, de la naziști gata făcute. Ma, nu bag mâna în foc, dar de unde au avut uraniu? Asta este întrebarea. Din moment ce găsesc, și în familia mea s-au ocupat, euh, au fost în relații cu șușmanii cu Revolta de la Beliș, la care trebuie să ajungem din 1951, în care Ana Paucăr, cominternista, a antrenat în interesul ei de a pune mâna pe zăcămintele de uraniu și partizanii din Muțu. Una dintre vinovățile Anei Paucăr a fost pentru că a colaborat cu partizanii, cu legionarii. Șujmani, grupările Schujman au acționat în Revolta din 1951, când a fost prima revoltă anticomunistă prima revoltă din șirul revoltelor anticomuniste, care s-au sfârșit cu 1989. Da. Deci, atunci, moții au fost, au fost lucrați să participe la acea revoltă, care avea ca scop să ajungă la Cluj după modelele făcute de Șușman în 1923, Șușman de la Răchițele. Că acolo au fost două echipe Șușman, de la Răchițele și de la Măhăceni. Leon de la Măhăceni a fost cel care a fost în colaborare cu naziștii. A fost în colaborare cu dat Dataur și după aceea a intrat în legătură cu SIA după acel paperclip, acțiunea paperclip, în care uh, foarte mulți naziști au fost recuperați de SIA și introduși în sistemele lor. Unei prinși, alții nu. Chestia este că la Beliș a fost și uh, părintele lui Viorel Trifa, moțul nostru, care a fost uh, episcop în, uh, în Statele Unite. Uh, el a participat și el la, la, la Beliș, la acea acțiune. Acolo a fost uh, o acțiune organizată clar de Cominternul Evresc. Uh, mai vreau să mă întrebați ceva? Da, uh... Nu, aș vrea să revenim un pic, deci s-a uh, exploatat, că într-una dintre către dumneavoastră uh, mi-a arătat un pod construit de naziști ah, okay, uh, da. uh, care uh, avea tocmai acel scop. Da, uh, sigur, da, da, eu v-am... Uh, ca v -am... să transporte, da, acel... Că, bine, nici ur și uraniu, mă gândesc, că se află într-o anumită formă, după care, ca minereu, și apoi se... Relucrează... Acest pod la ieșirea din Brad, de la ieșirea din Brad spre Deva, vedeți că are niște forme ca niște ogive nucleare, da. <laughs> a fost construit de naziști. Construirea lui, aproape că l-au terminat, a fost făcută de naziști. Naziștii aduceau, sunt informații în acest sens clare, că aduceau uraniu în ranițe plumbuite de pe Biharia. În șir veneau și le aduceau în brad. Deci le aduceau în spate cum ar veni, da? da? Dar nu erau mijloace, sigur, dar da, le cea... Era graba mare pentru a aduce urani. în chestii. Ei, la drumurile de acolo lucrau prizonieri evrei care au văzut toată treaba asta, toată manifestarea asta și sunt mărturii în direcția asta. Acum, pentru pot chiar nu trebuie mărturii, că să știe că a fost făcut de naziști. De ce și mai dăcut? există, nu? Da, sigur. Podul, Podul Da. 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 Uh... Ce, ce s o fi întâmplat după aceea, dacă știam că este uraniu acolo? S-a mai încercat exploatarea nu, sau... lui pe timpul lui Ceaușescu? Da. E... O, mă rog, după război. Cel mai înfocat și cel mai interesat, nu știu că sunteți când că dați voie să. când mă opriți să vorbesc de chestia asta, chiar mă așteptam să nu vorbesc. E, cel mai interesat de uraniu a fost Stalin. Stalin a fost cel mai interesat de ori, dintre păi toți. după ce s-au văzut efectele bombelor atomice, sigur nu, nu, că nu, toată înainte, lumea a fost. înainte, înainte, sau, înainte. Sau, mă rog, înainte. Deci când se bănuiau efectele, toată lumea era interesat pentru că e practic cea mai e, este o an. carte apărut acum al lui Pavel Sudoplatov, ori, Misiuni speciale. Mă miră cum de-a apărut această carte, cum de. A... Titlul este un pic așa cam aventurier, dar el acest Pavel Sudoplatov a fost șeful secției de organizări asasinate al lui Stalin. Și el spune despre interesul deosebit manifestat de Stalin, în care l-a băgat pe Beria să facă rost de uraniu, neapărat să facă bomba. Beria l-a avut ca om pe acest, l-a avut ca om de bază, acum pe Grigulevici Iosif, un evreu carait. Da, aici e... Da, este unul și același cu Grigore Naum, dacă arătați un pic pozele să se vadă, acest Grigulevic -Iosif a fost trimis în Argentina, din Argentina în Statele Unite, unde a creat rețeaua care a dus spre Oppenheimer. Oppenheimer a fost racolat de Elizabeta Zarubina și de acest Grigulevic Iosif în așa măsură încât era înfocat, un înfocat comunist. Trebuia să tragă de el să nu se ducă la ședințele de partid. Stai, lasă că te divulgi, nu te duci acolo. San Francisco era, era în mâna acestui Grigulevici Iosif și a găștii trimise de Stalin ca să facă bomba atomică, ca să grăbească, face. era o colaborare între americani și ruși pe chestiunea asta, chiar deasupra serviciilor secrete. Asta spune și Pavel Sudoplatov, că deasupra Hopkins era cel care era omul de relație dintre Stalin. Și, și Roosevelt. Uh, erau foarte interesați să termine bombatoare și n-au mai lăsat nicio rezervă de capitalism comunism, au și au pus mâna de la mână să facă bomba să atomică. O termine. Da. Bun, și aici la noi uh, s-a mai arătat cineva interesat de acel uraniu. Dar sigur pe păi, rușii asta au făcut, de aia uh, imediat cum au ajuns cum au ajuns ruși în România? Au fost pe arieșeni, pe, pe Biharea. Acolo au pus. Aveau drumul care îi ajuta să meargă ocolit, să meargă altfel, să meargă ca lumea, ca oamenii. Nu, au pus copita pe Biharea. Acolo au vrut să ajungă neapărat și de acolo au coborât armata sovietică. Șase luni s-au luptat, că și nemții au apărat-o cât au putut. Acolo a vrut neapărat să înceapă exploatarea și exploatarea a început. A fost exploatările de la Băița, de pe vremea lui în 1953. Imediat ce a terminat cu Ana Paucăr, a început exploatarea. Grupul Anei Paucăr, al cominterniștilor, care preluase interesul de a deține, reține aceste rezerve, de a le ține pentru momentul când vor putea ei să le exploateze, a fost mirosit de Stalin. Stalin i-a dat deoparte, probabil și pentru asta, e prea mare coincidența. Pica, Ana, în 52, în 52, în decembrie se dă decretul, în 53 începe exploatarea de la Ștei, băița. Începe deci exploatarea unde s-a exploatat uranul, uh, cum să zic, uh, uh, de ruși, în, în, de ruș, da. dar în mod oficial, adică da, nu sigur, era da, da sigur, da, sigur, secret. Da, sigur, da, da. Uh, Și s-a continuat exploatarea acestui uraniu până când? Nu știu când a fost închisă mina, oricum, zice-se că au explodat cu vagonezi, cu tot, ca să nu mai poată fi folosite acele galerii. Nu s-a exploatat numai în, numai în zona noastră, s-a exploatat și la Ciudanovița, în alte locuri uraniu, dar uraniu și din Ciudanovița și din Biharea și aici au început exploatările pe vremea naziștilor, chiar și la Ciudanovița. Întrebau localnicii, ce faceți mă cu pământul ăsta cu piatra asta, cu ce? Ce piatră bună în construcții, au nemții. Mulți localnici s au bogat piatra în zidării. Asta mi-a cauzat boli, nu? Păi, păi, radioactiv. Nu știu să zic, dar e, e inevitabil, mă gândesc. Da. Adică putea să le spun altceva. La noi, la Gârda, spre exemplu, e și acum un loc, ce pământul bun. Ca așa ziceau Și de acolo exploatați naziști de uraniu. Ce pământul bun. Găsiți și în Ialomița, Exploatări de genul ăsta, că au dus pământ din alumița în, în Israel sau în Germania, sunt minciuni. Au dus pământ de aur din Israel în 1917, că probabil n-au dus urane atunci, că nu știau. Dar când au auzit chestiunea asta, că au dus pământ, că e pământul bun să-l ducă cu vagoane, nu au dus pământ, au dus e, nisipul. E normal, nisipul, da, nisipul, e că adică da. la mintea cocoșului să cari pământ. Da. Uh, cu... E clar că trebuie să aibă ceva. Mă rog. Deci, atenție la chestiunile astea. Vedeți că acolo sunt resurse. Pe alumița aia sunt resurse. Resurse de aur, zic eu, nisip aurifer. Că și deci, apune. pe uh, uraniu să înțeleg că e oarecum uh, apropiat, uh, adică unde este aur, este și uraniu. Unde sau? este aur, este și uraniu, așa spun moții, așa spun. Unde uraniu nu întotdeauna e aur. Da unde aur e și uraniu. De apar Deci atunci, păi și la noi cu scandalul cu. Acum, cu aurul, s-ar putea și acolo să fie și uraniu. A, mai tare e. Eu și scriu în cartea aceea roșie că asta este bănuia la mea, că uraniul caută, aurul mai interesează mai puțin. Uran este, în să găsește în câteva locuri în formă foarte pură, nemaipomenit de pură, să găsit uranul. Or sunt niște canale pe acolo, dintr-o parte în alta, de lungimi fabuloase. Oamenii din Avram Iancu, din Alba, mergeau la băița după pâine pe aceste canale, pe vremurile alea. Pe aceste mine, galerie, da, deci da. galerii. Da, galerii. Deci erau galerii serioase, de, 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 da, Care spuneți că au fost distruse, da, au fost. Uh, zice, unele, unele, nu, cine știe, n-am harta lor. Dar trebuie să se suspectez acum. Nu pot fi bănuit de paranoia chiar când am dovezi și am indicii în chestia asta. Hai să mergem până la cap să vedem că sunt resursele noastre și 5 milioane de tineri stau afară. Poate că Roșia și la Roșia Montană este uraniu atunci, nu dacă e aur. Adică... Păi, teama mie că asta este scopul mai tare decât, decât aurul roșii, mai interesant. au mai, fost mai mulți analiști sau așa care au și care au lansat și această ipoteză, sigur, nu putem fi siguri, că acolo n-ar fi neapărat vorba numai despre aur, și. Da, și ar fi și de... alte elemente, eu de acord, dar uraniu e ținta. Uranul este ținta și la Roșia Montană și peste tot. Da, pentru că uraniu, iată, sigur, hai să nu fim pesimiști, să nu ne gândim numai la efectele negative gen bombe, dar se folosește și pentru centrale... Nucleare, deci Bolițiile. pentru energie, până la urmă e una dintre cele mai ieftine tipuri de energie cea produsă de centralele atomice Așadar sigur că e, e de interes. Plus că am înțeles că în apropierea aurului există și alte metale prețioase, semiprețioase cum ar fi nichelul sau wolframul de care... Nu mă bag că mi-e teamă că e o diversiune de acoperire a uranului. Deci s-ar putea să fie așa, dar eu cred că uran e cel care... Ziceam de wolfram zi, pentru știu, că l-am -am văzut amintit într-o carte. Sunt spre exemplu, a spus chestiile astea, dar nu știu, eu cred că uran este baza ceea ce interesează în zona... Da, astea. revenind, domnul Costea, să sunteți inginer. De unde pasiunea asta? Nu știu, nu știu, Acum eu știu că moții în general sunt foarte curioși, foarte mândri de trecutul de, urma, de strămoșilor, sunt interesați de istorie în general. Dar dumneavoastră ați făcut o muncă, aveți foarte multe cărți scoase, cărți care se bazează. Eu, sigur, n-am citit niciuna, dar am, le-am răsfoit și am văzut că sunt foarte documentate și pentru scrierea lor ați avut nevoie de o întreagă bibliografie. Adică a trebuit să citiți la rândul dumneavoastră foarte mult pentru ca să le puneți, să zic, așa, în pagină arat. și să le găsiți o... Uh, o, o logică. Da, o înșiruire logică. Lipsa, și fracturile astea logic, de, log de logică m-au făcut să caut atât în istoria noastră. Adică noi, înainte de 1200, nu se știe ce e cu noi. Ce e cu noi înainte de 1200? Și ca să aflu asta, mi-am propus să nu mă potignesc în nimic. În nimic ceea ce mi s-ar părea jenant. Pentru că jenant mi s-ar putea părea ceva ce -mi mă opturează să descoper minuni, daruri. Or, una dintre minunile pe care am descoperit-o este faptul că suntem neamuri cu celții și cu cumanii. Recent am găsit, după ce am scris cartea, cărțile mele se găsesc pe internet. Da, istorie, să le punem telespectatorilor, le puteți găsi pe internet unde? Istorie, Manică? istoriografie, biblioteca digitală Arad. Și le găsiți pe toate. Deci trei. istorie, Costă istografie, biblioteca digitală Arad. Arad sunt uh, gratuite, am Gratuite, înțeles. da, deci... și le aveți și color, nu alb-negru. Le puteți lua de acolo, le puteți descărca. Deci, uh, faptul că trei, persona, trei personalități deosebite ale școlii Ardelene, Petru Maior Şincai, și Incai și Micu, Samuel Micu, vin și spun, cu manii sunt de neam românesc, așa scrie Petru Maior, Trebuie să ne vedem cum ar putea fi. Recent, după ce am scris cartea, am mai găsit un indiciu. În Marea Neagră, Brătianu spune că venețienii, în 1332, primesc de la Hanul Uzbek, Hanul Guardei de aur numit Uzbec, primesc o, dreptul de a face o colonie în Tana la vărsarea Donului în Marea Neagră. Acolo erau Cumani în acea zonă. Pentru acea zonă se elaboraseră deja niște normative de conviețuire cu, cu cumanii. Să ai grijă să porți barbă ca să arat mai le place cumanilor, să lasă impresionați de cei care poartă barbă. Deci trebuia să intri în relații cu cumanii. Ăștia erau cei care erau uh, populația majoritară, de departe majoritate, majoritară în acea zonă. Atunci ce fac venețienii? Obțin de la Senatul Venețian o aprobare să colonizeze acolo, să le dea drept de colonizare și de cetățenie la 50 de negustori, dar cu condiția să știe, și e fără precedent, să știe latina. Să știe latina. De ce? Niște negustori ăștia, fără scrupule la chestia asta, când ești foarte pragmatic. Trebuie să știi să colaborezi, să discuți cu locuitorii de acolo, cu cumanii. Deci cu manii aia, e clar că vorbeau o limbă cu rezonanțe latine. Ca și română, altfel nici nu mi-ar teoria, nu mi-ar ține dacă n-ar fi așa n -ar. ceva. Și... Bun, aici vreau să fac o paranteză, de domnul Costea. Deci să înțeleg că ați spus, nu v-ați lăsat, v-ați dus vorba aia până în capăt, până în pânzele albe, pentru a demonstra faptul că aceste movile provin din operațiuni de spălare a aurului. Zic și eu ca, ca la operațiuni de spălare a banilor. Deci de la spălarea aurului ați deslușit-o sau lămurit-o, cum ar veni, Uh, și a spus că gata, cu asta ați încheiat și acum care e următorul uh, dumneavoastră scop uh, sau ce, uh, care, la ce lucrați acum? A, ah, acum lucrez la altceva, o să vă intereseze foarte mult la ce lucrez acum a spus că, Gata, cu asta ați terminat, ați demonstrat, cu atât era demonstrandum vorba, da. dacă tot... Uh... Uh, acum lucrez uh, la Coriatovici. Curiatovici sunt uh, cei care lipsesc iarăși din istoria românească, uh, pentru că hd a fost scos din istoria românească de greco-catolici după ce a scris acel articol Pieritau Daci. Ironic, bătaie de joc. Uh, nu le-a permis uh, prea mult, nu le-a permis acestor uh, istorici greco-catolici ajunși în principate, să pună stăpânire pe e, istoria noastră așa cum și-ar fi dorită ei. E, am aici un material și vreau să-l citesc, să citesc numai fraza respectivă care să le taie un pic din avântul și pretențiile acestor greco-catolici și spun, domne, noi am învățat limba română. Nu e adevărat, i-am lăudat pe și încă lau, dar nu voi ați învățat, pentru că la adunarea de la Blaj din 1848, la adunarea de la Blaj din 1848 a fost și Alecu Russo. Și zice el, în ziua aceea frumoasă, un lucru lipsea pe câmpul blajului, limba. Inteligenții, ca așa ziceau greco-catolicii, cei care conduceau nația română cu delegație din partea Habsburgilor, inteligenții, frați și fii ai miilor de români adunați de pe tribunele Câmpului Libertății, nu vorbeau românește. Și vântul în viitor al acelei zile mărețe purta pe deasupra capetelor o babilonie de cuvinte stropșite și zmulse din latinește, pe care vieții români nu le înțelegeau nici de cum, deși le primeau ca cu semne de întrebare, zicând, o fi, dar așa o fi? Deci nu ne-au învățat ei românește, nu asta le-a fost scopul. Vin acum și modifice istoria, pentru că, uite, e o mărturie a unui a din principate, acum la, participant la Blaj. Acolo a fost și Alexandru Ioan Cuza, au fost mai mulți. Mai mult, au pus mână de la mână inteligențe și au expulzat Bălăceanu Stolnici, este o mărturie al acestuia, care vine și spune că au fost expulzați la, de, de, către austriești, de către Habsburgi, inteligenții cei veniți din, din principate, au fost expulzați pentru ca să poate să-și facă jocul în continuare românii ardeleni subjugați și devotați Habsburgilor. Deci au făcut intervenții la comandantul armatei Habsburgice să-i expedieze pe românii din Principate. Da, interesant ceea ce spuneți. Vreau să revin un pic la moți și la importanța moților. Noi, sigur, aici mai cunoaștem, mai sunt asociații Avlamiancu care reprezintă moții și în satul mare și în județele unde mai suntem urmăriți postul nostru. Cât, cât de important este pentru moți să fie apreciați așa cum, așa cum, cum se cuvine? să fie respectați Eroii, până la urmă, cei care au reprezentat moții la acea... Moții, în primul rând, trebuie să afle care au fost eroilor. lor. Eroii lor n-au fost Blajul, n-au fost greco-catolicii. Eroii lor au fost niște oameni deosebiți. Sofronie. nu are monografie. Sofronie nu are monografie. Am scris cartea galbenă că lugărul Sofronie de la Ceoara între da, spuneți și globalizarea de, ortodoxiei. Da, da Spuneți-ne câteva cuvinte, pentru că sunt convins că mulți din telespectatori nu știu cine Sfronie, e Sofronie Călugărul. E Sofronie Călugărul de la Cioara a fost cel care a eliberat Bucureștiul de turci în 1769. A, a condus cele două principate în perioada ocupării a, de către Ruși, A celor două principate din 1769, 1774 A fost decorat de Ecaterina a doua cu cruce. A fost cel care a fost sfednicul lui Horea, cel care l-a îndrumat pe Horea și pe Salis. El a fost omul din umbră, omul delegat și putere. El a fost cel care a organizat rețeaua de călugări, rețeaua de călugări spioni, care au activat împreună cu grecul catolicii Din păcate, dar asta este un compromis al n-au avut ce să facă, care au acționat în perioada conscripției din 1784 conscripție făcută și organizată de preotul greco-catolic de, de, da, Tiron Dragoș, Tiron și nu mai știu cum, în Alba Iulia. Acolo au participat și Petru Maior și Samuel Micu, erau, scriau hârtiuțe către țărani și țăranii veneau cu hârtiuțele și cu arma pe mână. Atunci se pregătea de fabră răscoala. În 1782 are loc sinodul de la Blaș, îmi pare rău, N-avem ce să facem. Mă scrie de el toată lumea. Ștefan Pascu, Nicolae Densușanu uh, și alții scriu despre acel sinod de la Blaj în 1782 în care s-a hotărât uciderea, exterminarea ungurilor de către greco-catolici au adunat, a fost și Horea și Cloșca la acel sinod. Nu mai, nu mai pot fi îndoieli asupra acestui lucru. Trebuie să-și toarne cenușa în cap să-și are iertare, pentru că au îndemnat un neam să omoare alt neam. O, o monstruozitate. Și în ce context? În contextul în care, atenție, în contextul în care acest lucru era, este vizibil. Întotdeauna colonizările cu jvabi catolici de către Habsburgi, în zona Banatului, cele două colonizări, 1740, au fost făcute prin exterminarea unor sate românești. Între state românești au fost. Deci, spațiu vital pentru nemți a constituit o obsesie impardonabilă. Au eliminat statele românești, au adus nemții catolici. Practic, l-au eliberat, au eliberat Prusia, care devenise protestantă de catolici, au adus în coac... au făcut omogenizări etnice, religioase și impardonabile. Ei, totul astfel de omogenizare s-a urmărit și în 1784. Adică, aducem, ca să urmărea Iosif al II-lea, să înțelesese cu Frederic și cu Ecaterina. Trei nemți, când se înțeleg, o pun de o exterminare națională. Cam așa fac ei. Da. Uh, uh, au, adus, au adus jvabii catolici în Transilvania, urmând să lichideze toți ungurii cu cine? Cu mâna românilor și au ridicat împotriva ungurilor pe... Uh, pe, pe Valah. urmând ca după aceea pe Valah să-i ducă în Serbia, în Noua Serbie, în Rusia. Așa cum i-au dus în 1751, pe vremea lui Ioan Horvat. Și sunt informații clare că de că Sofronie a fost acolo în Noua Serbie, când a venit în 1769. Sunt informații clare venite și din partea lui Orga, care nu l-a iubit deloc pe Sofronie, venite și din partea lui David Prodan, care s-a luat după Iorga și iarăși a primit mandat să nu-l iubească pe Sofronie. Sofronie care a fost cel care vine și ne spune credința stă în mistică. Eu nu sunt un mistic, dar credința nu poate sta în, re, în, în rațiune, în rațiunea occidentală. Cu rațiunea occidentală a zgolit catedralele catolice. Și acum ce ați vrea? Să le umpleți astea ortodoxe cu alte credințe? lăsați în pace! Lăsați-i în pace. Țineți-vă românilor de superstiții. Sub... Credința stă în superstiție. Cultivați-o. Și nici nu știți ce stă în superstiție. Spre exemplu, acum s-a vindecat COVID-ul din munții apusen O babă i-a învățat să facă aburar din sămânțar. Pui sămânța aia rămasă din fân cu o grămadă de vitamine peste pietre bolovani în cinci și te acoperi cu o Exact metoda pe care o descrie Herodot de la, știți, exact metoda deschisă și toți se desfundă. Mă desfund, asta spuneau. S-au desfundat de două, trei zile, da, s-au scăpat de, de COVID. e cum infuzie, cum da, îi zice. Da, da, da. da, da. da. S-au scăpat de COVID, metodă simplă. Altele, descântecul, dăngănitul clopotului și câte nu mai sunt. Chiralesa despre care am scris. Da, lucruri care țin sigur de superstiții, unele uh, sunt... Uh, Mă Vâlvele rup. de care are un indiciu al existenței Uranului. Cultivațiile române sunteți e semnul și indiciul vechimii voastre. Da, până la urmă. Vechimea cu care s a făcut piramidele, mobilele, mobilele de sterile. Da. Mii de ani a trebuit ca să. Aia mă gândesc astea nu se formează de. de pe un an, pe altul, de pe 10 ani, pe 10 Mai ani, cum? pentru că. Sunt practic ca niște forme de relief. Adică, da. sunt chiar adevărate delurețe. Atenție că veți găsi în anumite locuri nu numai forma asta curată, aproape geometrică, veți găsi și forma mai lunguiață. Aia au trecut printr-o spălare. Ici ochi de păun, așa-i descriu, niște unguri au făcut o lucrare în chestiunea asta. E foarte important să rețineți chestiunile astea pentru că tot timpul, adică noi românii am fost mai mult decât slavii. Slavi mai mulți decât ungurii. Ungurii mai mulți decât austriecii. Dar ne-au condus austriecii. Dar nu se poate. Nu se poate. Adică să accepti că civilizația occidentală e mai mare decât civilizația orientală, dar nu se poate. Adică nu poți să îl compar pe, pe Shakespeare cu Omar Khayyam. E mult mai mare Omar Khayyam. Mult mai fain. Mult mai inimos. Mai... Altă poezie. Altă vreme. Da, sigur. Bine, aici asta... Noi am fost cumva la mijloc între... în tot timpul între Orient și vest Din cauza asta Nici nu am avut Să spun așa O consecvență neapărat În, în Cultură Să zic am, am avut influențe Și unele influențe se mai simt și acum Am avut influențe atât orientale Cât și vestice Eminescu are un vers Nemai pomenit pe care nu știu Care cultură l-ar putea atinge vreodată. Când torsul sau de la vrăjilor caier. arginte pe ape și aur în aer. Da, exact. Aici vreau să revin puțin că mi s-a părut foarte interesant. Spuneți că dacă s-ar conserva sau s-ar ține sub supraveghere aceste movilițe, ar putea fi Reexploatate, respălate, da? Să, sigur, și... da. Cele care sunt forma asta, sigur. Asta spune Samuel Căleșeri Junior e citat, e, am dat citatul și l-am boldit ca să vadă l-am și mai mărit în care spune chestiunea asta, că aceste mobile pot, sigur. Și el spunea, domne mult știu că râd și nu mă cred. Dar asta este. Acum, noi trebuie să ne dăm seama că prin îngheț de zgheț se fragmentau particulele alea și aurul îngeremnic, adică ăla care refuză să iasă, era scos prin acest îngheț de zgheț mai ușor. Se, ei foloseau mercurul foarte mult, argintul viu, la zlana este argint viu, Sofronia a fost învinovățit de către greco catolici că făcea comerț cu argintul viu. Făcea, a făcut și cu argintul viu. Da? se țin puterile, se țin cu bani banii nu-i poți face altfel. Ori Sofronia știu să facă bani. Visarion Sarai, altul, vine din Păcra, iar bășcălios Iorga. Iorga e bășcălios cu toți. Eu întreb Oare, Dimitrie Cantemir nu este singurul cumva care nu are eu în față? Eu, Dimitrie Cantemir. Tată, să știu că l-a avut pe eu. Dimitrie nu știu dacă l-a avut. Dimitrie Cantemir, acest, această imensitate culturală pe care oricine și-l-ar dori să-l aibă. Și nu-l au. Această imensitate informațională pe care iarăi îl împinge parte în favoarea lui Brâncoveanu, se pare că acest eu a semnat investire catolică pentru toți domnitorii, în afară de Dimitrie Cantemir, inclusiv la Ștefan cel Mare. Spun pe capitole întrești chestia asta. Da, apropo de Ștefan cel Mare, mi-ați mai spus un lucru interesant care ar fi probabil o, și ce pentru. Fain, vă mulțumesc, Fain, că mi-ați adus aminte da, de și de, pentru de, telespectatori. Da de o bătălie de care s-a vorbit puțin, în care Ștefan Cevane, împreună cu Cătătarii, a învins Mongolii, da. Ce fain ați reținut! Mă bucur că ați reținut! E spectaculoasă! Da, e, spectac e, e spectaculoasă, mai ales că nu e foarte cunoscută. Alexandru Gonța scrie în Mongolia și E o carte teribilă, foarte bine documentată. Cine vrea să pregătească pentru secolul XIV, trebuie să citească Alexandru Gonța, neapărat. El spune de bătălia din 1502, când moldovenii, împreună cu tătarii lui Menghi, Irai, hanului tătar din Crimea, ei bat și termină, practic, undeva pe Nipru, dar pe un afluent al Niprului, am crezut că e al Volgăi, dar nu, e al Niprului totuși, îi bat și distrug hoarda de aur. Practic, atunci se întâmplă. Cu ce sub asistența și sub ochii pasiv ai țarului Rusiei n-a intervenit? Dar mărturiile le avem de la agenții țarului Rusiei care spun noi niciodată n-am avut acolo agenți să notăm această victorie măreață, deosebită. Numai Alexandru Gonța scrie de ea. Or, nu poți câștiga o astfel de bătălie într-o astfel de zonă pe Nipru fără să zona Niprului este zona care ulterior a fost a constituit, până în Nipru a constituit zona colonizării sârbilor pe vremea lui Ion Horvat, acolo unde a fost o Deci nu poți să faci acolo așa ceva fără să nu ai neamuri. Ori cazacii se spune că sunt neamurile noastre. Nikita Smokina, un istoric teribil, cu Ilie Minea în cărțile lor, în analizele lor făcute la Iași, spun de chestiunea asta, de, de faptul că acei cazaci au fost români și că s-au transformat. Nicoară Potcoavă, de acolo vine. Deci ei Că cumanii trebuia să aibă o continuitate. Dacă este, cum spun eu, că cumanii au fost români, atunci și cazacii trebuia să fie în continuarea lor, trebuia să aibă, cel puțin pentru o anumită perioadă, limba românească. Și o wow, au. Nikita Smokina spune chestia asta. Este și Mircea Dugaru, scriitorul istoricul, care, și să nu-l marginalizăm pe Mircea Dugaru, are o memorie de elefant. Foarte multe lucruri scrie despre chestiunea asta. Practic toată Ucraina, toată Ucraina, are sânge românesc. Zona la bază nu e slav. că de aia se bat, că nu e. Înseamnă că de acolo e empatia asta pe care o avem față de ucrainieni, că, iată, se pare da. că. Da, e... sunt în neamurile noastre îndepărtate, slavizate. Asta găseam, vorbeam de Coriatovici cum i-au slavizat, cum au slavizat Rutenia? Rutenea, practic, a fost al Roman, al lui Daniel, al Leon, cel care a, învățat, a înființat Liovul de secol XIII. Au fost valafii până atunci. Și cum au slavizat-o? Cum au slavizat-o slavizat ducând misionari, frații, peregrini. O ordin dominican despre care scrie Gheorghe nu mai știu, Moisescu, Gheorghe Moisescu, un fost preot la Viena prin 1950, o carte teribilă în care arată cum acești dominicani au slavizat băgând în, în liturgia uh, oficială a Bisericii Greco-Catolice din Rutenia limba slavonă, nu limba latină. A, și atunci au, uh, Ca să despartă la... Polonia, care era catolică, dar latină, de Moldova, care era valahă, dar era ortodoxă. Ortodoxă, <laughs> da. și atunci a da. reușit o chestie. Deci tot așa au lucrat, tot în stilul ăsta, tot ticăloșii din astea au făcut cu neam. Eu nu pot să -i... Ignor că ieri i-am atacat, s-au dus sunt morți ce să le mai fac, nu o să fie devină greco-catolici de acum, de ce? De ce? Nici copiii nu se devină pentru exact. păcatele părinților. Dar trebuie să le vedem pentru că ele continuă. Ele continuă. Sub o formă Din păcate sau... continuă și de multe ori nu le observăm. E, și să nu le observe cum le observăm noi, ce au făcut acum sute de ani. Unii să nu mai trebuiască sute de ani să le observe acestea. Domnul Costea, am putea povesti mult și bine cu dumneavoastră, pentru că sunteți enciclopedie și se vede că sunteți pasionat de istorie și a studiat mult. Din păcate, s-a terminat timpul alocat emisiunii. Oricum, vă mai așteptăm. Încă o dată vă reamintim, puteți citi cărțile domnului Costea Ioan din biblioteca digitală din Arad să dăm încă o dată istorie, istoriografie istor istorie, istoriografie biblioteca digitală Arad, Arad. le găsiți pe toate, acolo toate aceste cărți și altele pe care nu le-am prezentat, vă mulțumim pentru participare domnule Costea și vă mai așteptăm vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi, sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută